10 profesori din județul Gorj nu se vor mai regăsi la catedră începând de anul școlar viitor. Asta după ce Consiliul de Administrație al școlii la care predau le-a respins solicitarea de a se menține în activitate ca titulari. Toate aceste cadre didactice au peste 60 de ani și o vechime în muncă de peste 40 de ani. Au vârsta de pensionare un număr de 141 de persoane. Și dintre acestea, doar 76 și-au exprimat dorința de a continua activitatea. Doar 10 dintre colegii care și-au exprimat dorința de a rămâne în activitate, începând de la 1 septembrie 2016, nu au primit aviz din partea Consiliilor de Administrație ale școlilor. Printre profesorii care vor ieși din învățământ se numără Dorina Turtoi, învățătoare la Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Eugenia Stoian, învățătoare la Liceul Teologic, Gabriela Ivănescu, profesor de limba română la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, Remus Băluțeanu, profesor de muzică la Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu din Târgu Jiu, precum și Dumitru Dădălău, profesor de limba franceză la Colegiul Tehnic Mătăsari. Toate catedrele lăsate vacante de profesorii care vor părăsi sistemul de educație vor fi scoase din nou la titularizare anul acesta în luna iulie.